Astăzi, în Biserica Ortodoxă, pomenim pe Sfinții Martiri și Mărturisitori năsăudeni, Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu, pe Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei și pe Sfântul Cuvios Nil Pustnicul. Sfinții martiri și mărturisitori Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Dumitru din Mocod, Marin Grigore din Zagra și Vasile Oichi din Telciu au suferit martiriul în ziua de 12 noiembrie anului 1763, primind moarte mucenicească pentru credința strămoșească și pentru drepturile românilor transilvăneni. Sfântul Atanasie Todoran s-a născut într-o familie de țărani liberi de pe Valea Sălăuței, în satul Bichigiu, județul Bistrița-Năsăud. De tânăr s-a înrolat într-un regiment de apărare a Vienei, pentru ca mai apoi să ajungă în Moldova, unde a slujit mai mulți ani, după cum atestă fragmentul unui document emis de domnitorul Mihai Racoviță. În anii 1761 și 1762 a mers la Viena împreună cu alți români, unde a încheiat pactul cu guvernul austriac pentru militarizarea a 21 de comune de pe Valea Bichigiului, Sălăuței și Someșului Mare, cerând în schimb ca prin înființarea regimentului de graniță, românii să nu fie siliți să-și lepe de credința ortodoxă, să nu fie obligați să treacă la catolicism și nu în ultimul rând drepturi pentru românii din Transilvania. La 10 mai 1763, considerându-se că munca de organizare s-a încheiat, Imperiul Habsburgic l-a trimis pe generalul Bukov cu o mare suită și însoțit de episcopul unit Petru Pavel Aron să primească jurământul grănicerilor năsăudeni și să le sfințească steagul. Când cele două batalioane de infanterie și 8 companii de cavaleri, sosite aici, stăteau înșirate lângă comuna Salva, în față a ieșit călare bătrânul Tănase Todoran din Bichigiu, care, uitându-se către cei doi, a rostit: "Nu ne tulburați pe noi în credința noastră, căci în pământ de m-ați băga, eu mor pentru legea mea." După aceste cuvinte, o profundă indignare a cuprins inimile credincioșilor care erau cu el când au înțeles că religia și biserica românească erau în pericol, iar revolta nu a întârziat să apară. La scurtă vreme după rebeliune, a venit la Salva o comisie spre a face cercetări asupra celor petrecute în mai 1763. Cercetările au durat 6 luni, iar ancheta se îndrepta împotriva principalului autor al rebeliunii, Tănase Todoran din Bichigiu. Acesta n-a retractat nimic și cu un curaj mucenicesc și-a asumat răspunderea celor întâmplate. Sentința s-a pronunțat în ziua de 12 noiembrie 1763 și conține următoarele pedepse: Tănase Todoran al lui Dănilă din Bichigiu să fie frânt cu roata de sus în jos, capul lui să fie legat de o roată, pentru că a reținut pe oameni de la unire și de la înrolare. Vasile Dumitru a popii din Mocod, Marin Grigore din Zagra, Vasile Oichi din Telciu, condamnați la moarte prin spânzurare și trupurile neînmormântate pentru aceeași vină. La executarea pedepsei, atât Tănase Todoran, cât și confrații săi de supliciu și-au păstrat demnitatea și curajul, declarând că nu regretă suferința morții pentru dreptate și lege, fiindcă este mai bine să-și piardă viața decât să trăiască în robie, că e mai frumos a muri pentru lege decât a te face vânzătorul ei. Primind moarte martirică, Atanasie și ceilalți împreună cu dânsul și-au vărsat sângele pentru credința strămoșească și pentru drepturile românilor transilvăneni. Canonizarea sfinților martiri și mărturisitori năsăudeni a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 22-24 octombrie 2007, cu ziua de pomenire la 12 noiembrie.